Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție Bezei Live. Întrucât este joi, ne întâlnim din nou cu părintele Calistrat Chifan, care este alături de mine în studio. Salut, bine v-am părinte. Găsit și bine mulțumim celor ce ne urmăresc. Discutăm astăzi despre rolul femeii în societate. Deseori auzim că femeia este, de fapt nu, să formulez altfel, femeia poate muta munții din loc, dacă își propune acest lucru. Cred că da. Să nu uităm un singur lucru. Marele preot și duhovnic al mănăstirii Agapia, părintele Nicodim Mândiță, un duhovnic popular și pe inima publicului, are și astăzi foarte mulți ucenici în toată lumea, mai ales în zona Bacăului, de unde dânsul a fost, și în zona Neamțului, unde și-a desfășurat activitatea. El spunea că femeia deopotrivă poate fi, deci ce extremă inteligentă teologică, deopotrivă poate fi și ușa raiului, iar dacă n-are credință, și ușa iadului. Deci vedeți extremele maxime, exact cum spunem noi, alfa și omega, sau începutul și sfârșitul, sau rău și bine, întuneric și lumină. Așa era viziunea dânsului despre ceea ce înseamnă femeia. Dar noi o vom lua întâi și întâi din punctul de vedere al Sfintei Scripturi. Femeia este sprijin bărbatului. Nu-i bine să fie omul singur pe pământ și să-i facem ajutor. Adormindu-l pe Adam, a luat una din coastele sale, a primenit locul la loc cu carne, spune Sfânta Scriptură, a plămădit-o pe femeie și apoi când Adam s-a trezit, l-a pus să vorbească despre creatura din fața lui, care era femeia lui. Și a spus, os din oasele mele, carne din carnea mea, femeie se va numi ea și i-a dat numele de Eva, adică de viață. Nu trebuie să ne gândim în primul rând când privim femeia doar la ceea ce numim noi gen. Tot Mântuitorul Iisus Hristos le spune saducheilor că în împărăția lui Dumnezeu nu este bărbat și femeie, ci toți suntem ca îngerii lui Dumnezeu, acolo nu se însoară și nu se mărite. Deci în momentul când vorbim de trupul femeii din punct de vedere spiritual, vorbim de aceeași materie primă, trup, carne, exact cum vorbim de materia primă din care este alcătuit omul, carne, iar când vorbim de suflet, vorbim de suflet. Sufletul nu este la genul feminin sau la genul masculin. Sufletul este suflet. Este scânteia divină, dumnezească de viață, în care există nemurirea, rațiunea și cuvântul, sau partea inteligibilă, ca să ne deosebim noi de celelalte făpturi necuvântătoare, care comunică între ele prin semne și instincte. Deci când vorbim de instinct sau când vorbim de semne, vorbim de ceea ce înseamnă cântecul păsării, scâncitul fiarei, vibrația peștilor, că vorbim de undele care le propagă balenele, delfine și așa mai departe, și chiar și de ceea când vorbim de regnul vegetal, de geotropism, acela pe care l-au plantele, și chiar dacă ele nu au un dialog vizibil, vorbim de un dialog invizibil al culorilor, al parfumului și al sensibilității la lumină, sau cum au demonstrat mai nou știința, plantele simt atunci când sunt iubite sau sunt îngrijite sau când sunt tratate indiferent. Întorcându-ne la ceea ce numim noi femeia, când vorbim de femeie, vorbim de biserica cea vie și cuvântătoare a pământului. În primul rând este izvorul vieții. Femeia a fost înzestrată de Dumnezeu cu aceste talente, ca să spunem, duhovnicești, și mi-a plăcut, am citit undeva, la fel vă repet, nu știu dacă am în minte autorul, dar ceva frumos scria de genul acesta. A fost făcută să plângă și atunci când râde și să râde și atunci când plânge, să-i pară ușor și atunci când este greu, iar când este greu să spună că e ușor, a fost făcută să sufere și deși suferă, ea spune că este bine, niște chestiuni foarte frumoase, foarte bine în binarea aceasta, în ceea ce înseamnă jertfa mamei, dacă o luăm, nașterea de prunci, străduința, implicarea, pentru că dacă ne uităm din punct de vedere pământesc,
femeia are cam de 7 ori mai multe atribuții decât un bărbat. Ea trebuie să-și împartă inima în primul rând lui Dumnezeu. Trebuie să-și împartă inima bărbatului ei. Trebuie să-și împartă inima copiilor ei. Trebuie să-și împartă inima părinților ei. Trebuie să-și împartă inima pasiunilor ei. Cântă, dansează, pictează, coase, creează, ea pune suflet. Ei, și atunci, automat, de vreme ce inima ei este programată ca razele unui soare să meargă tot spre frumos și pozitiv, spre tot ce e creativ, ea poate fi numită soare al bisericii. De ce soare al bisericii? Pentru că în femeia aceasta simplă, pe care noi o vedem doar născătoarea de prunci sau consoarta soțului, găsim de fapt în femeie și biserica cea vie, scaun de heruvim fecioară. Deci pântecele Fecioarei Maria, care este modelul absolut al femeii Noului Testament, este de fapt pântecele în care s-a odihnit Hristos și s-a putut deșerta în lume în chip văzut, ca noi să ne întâlnim cu El în chip vizibil, cum spune, să putem ști care este voia Tatălui care m-a trimis. Găsim la Paul Evdokimov spus așa: împărăteasă peste îngeri, referindu-se tot la Maica Domnului, arhistratega oștilor cerești. Dacă oștile cerești au fost stăpânite de Arhanghelul Mihail cu sabia de foc a lui Dumnezeu, Fecioara Maria, deci femeia lumii Noului Testament sau femeia perfectă, a stăpânit oștile îngerești cu smerenia. Deci ea câștigă încrederea cerului prin simplu act că iubește total pe Dumnezeu. Deci am mai putea spune despre femeie că este izvorul nemărginit al iubirii dumnezești. De aceea și astăzi întâlnim această, hai să folosesc, piedică în calea societății, în care orice s-ar încerca să se facă împotriva bisericii sau a credinței, primul hotar sau prima redută sau primul stopaj este femeia. Ele sunt cele evlavioase, ele sunt cele credincioase, ele sunt cele care deschid ușa bisericii, ele sunt cele care împodobesc biserica, ele sunt cele care cântă la strană, ele sunt cele care au dat piatra jos de la ușa mormântului, ele sunt cele care au dus miresme să lungă pe Hristos cel răstignit și pus în mormânt, ele sunt cele care au înfruntat calvarul crucii, ele sunt cele ce au stat lângă cruce la răstignire, ele sunt cele ce l-au văzut primul după înviere, ele sunt cele care au avut curajul să treacă de gărzile romane și să spună: vrem piatra prăvălită de la mormânt să-i facem cele de cuvință. Și venind, au găsit piatra răsturnată și mormântul gol. Deci, până la urmă, ce sunt? Sunt izvorul curajului. Deși par neputincioase, ele sunt cele mai curajoase. Analizând femeia din punct de vedere biologic, vom vedea că i s-a dat puterea să verse din ea viață. Femeii i s-a dat pieptul prin care își hrănește prunci. Deci, în momentul în care un copil se naște, primul lucru pe care îl caută este sânul mamei. Și ce spune Karl May? Parcă el o spune. Din laptele mamei cresc eroii, împărații, geniile, generalii, ostașii și oamenii de pe pământ. Deci toate, dacă vreți, izvorul valorilor, izvorul creației, izvorul inteligenței, izvorul frumosului se naște din pântecele femeie. Deci am putea să vorbim de femeie la superlativ. Am citit o carte foarte slăbuță, Ce este femeia? Nu pot să dau autorul și nu vreau să fac reclama nici în mod gratuit, dar nici la modul ofensiv, în care era tratată femeia din punct de vedere a ceea ce face ea social, că iubește bijuteriile, că iubește rochile. Înfrumusețarea unei femei o spune Apostolul Pavel ca pe un accesoriu necesar în viața și în firea femeii pe lângă cele ale credinței. Și spune așa: bunăcuvința și frumusețea la femeie
nu este numai împletirea părului sau podoabele și hainele scumpe, ci și bunăcuvința și smerenia. Adică în momentul în care este împodobită și de smerenie, în momentul în care este împodobită și de bunăcuvință și de credință, pe lângă toate celelalte accesorii pe care le are ea, cum spune Sfântul Ioan cel Milostiv, trecea Sfânta Pelagia, el era la o slujbă arhierească, ea era o mare boieroaică, avea un vătaf de fete tinere în jurul ei și câțiva bărbați care o curtau și mergeau cântând și dănsuind, n-aveau nicio treabă, și episcopul, cum era în slujbă, întorcând privirea și văzându-o, a zis: of, dacă ar înțelege fata aceasta să-și împodobească sufletul, așa cum își împodobește trupul, ce mult ar plăcea lui Dumnezeu. Și i-a auzit lucrul ăsta. Dumnezeu a lucrat ca vorbile acestea să ajungă în urechea ei. Cei care erau pe explanada respectivă la slujbă au zis: episcopul nostru, zice, săracul, a pătimit, s-a îndulcit cu mintea, uite, a întors capul după prostituata aceasta. Și totuși, el a spus: nu, sunteți prea ușor la minte și tratați lucrurile prea superficial. Eu am spus cu totul altceva. Femeia a venit și a spus: despre mine ai spus lucrul acesta? Crezi că pot eu face lucrul acesta? Crezi că sunt eu capabilă să fac lucrul acesta? Da. Și astăzi când mergem spre Biserica Înălțării, unde este acea micuță moschee musulmană, chiar în buza Ierusalimului sus, pe Eleon, undeva după un mic gard de gratii, într-o mică moschee musulmană, transformată acum, desigur, că e cartier musulman, este, cu tot respectul și evlavia, deși ei sunt musulmani, mormântul Sfintei Pelagia. Deci ce este femeia? Este vas al Duhului Sfânt, vas al Sfințeniei. Mergând în continuare pe ideea ce este femeia, Sfântul Antonie cel Mare, marele astru al pustiului, se duce și el odată așa cu mintea cumva în cer, în contemplările lui, și revenindu-și, zice: ar putea să mai existe vreun fel de nevoință și eu să n-o cunosc? Și aude deodată o voce: du-te în Alexandria la bar, vezi că ai să găsești acolo o prostituată și te-am trecut de mult. În prima stare, bătrânul a rămas într-o încremenire de șoc. Cum poate fi posibil o prostituată să treacă pe marele astru al pustiei, pe marele Antonie? Și Dumnezeu i-a spus așa: Antonie, nu mai căuta la vedere, caută la inimă. Du-te și fă ce ți-am spus. Și a pus bătrânul pe smeții în traiste și a coborât din pustiul Egiptului până la Alexandria. Nu era distanța mare, era cale de 2-3 zile. A primit semn în barul acesta să intre și a văzut-o acolo, o femeie cu un trup foarte frumos, îmbrăcată sumar. Bărbații consumau băuturi, le-o atingeau pe spate, pe mâini, pe șolduri, pe picioare și beau, consumau, se veseleau. Ea, după ce scăpa din mâna lor, se ducea liniștită, la spălat vase, la măturat, la șters, și se apropie de ea marele Antonie și spune: femeie, vreau să stau de vorbă cu tine. Călugăr nebun ce ești! Nu-i locul tău aici. Nu te temi de Dumnezeu? Cum să intri într-un bar de prostituate? Pleacă de aici! Vrei să-ți pierzi sufletul? Deci ieșea din gura unei femei ușoare. Da. Deci, ceea ce face să descoperim că dânsa știa niște reguli și niște legi. Călugărul a ieșit rușinat afară și s-a gândit: oare să fie o încercare de la demon? Antonie, ți-am spus să cauți la inimă, nu la vedere. A insistat din nou marele Antonie, s-a apropiat din nou de ea și a spus: femeie, vreau să stau de vorbă cu tine. Călugăre, tu ești sănătos. Du-te și vezi-ți de ale tale. Dacă ți-ai depus acolo votul tău călugăresc de feciorie și de curăție, ce cauți în mizeria aceasta? Du-te de aici! N-avem ce să vorbim! Vrei să te am pe conștiință, să împătezi sufletul?
Și Antonie iarăși a rămas uimit. A ieșit iarăși afară și a zis, Doamne, poate e o ispitire demonică. Nu, Antonie, ți-am spus să cauți la inimă. Și a ieșit Antonie din fire și a intrat așa mai cu asprime și a spus, femeie, în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să stai de vorbă cu mine. Părinte, dacă e așa, hai încoace. L-a dus în spate, la separeu, cum se spune, unde este marfa, unde sunt lucrurile barului și a zis, da, părinte drag, spune ce s-a întâmplat. Mă rugam lui Dumnezeu în pustie să-mi spună și mie dacă mai sunt oameni sporiți pe pământ sau la mare înălțime duhovnicească. Și mi-a spus să vin aici, în Alexandria, la barcă, ești tu. Doamne ferește, părinte, vrei să mă dai în slava deșartă când eu sunt putredă de păcat? Dar eu sunt cursa tuturor diavolului din iad. Nu vezi ce fac bărbații ăștia din mine? Nu. Mie să-mi spui ce ai în inima ta, nu ce se vede afară. Părinte, dacă e vorba de așa, atunci să mă spovedesc. Sunt mamă de 3 copii. N-am cu ce să-i cresc. Asta e societatea în care trăim. Să-i trimit să cerșească, să-i trimit să fure, să-i trimit să facă prostii, nu pot. Am ales acest serviciu pentru că patronul acesta i-a plăcut de trupul meu și m-a pus aici ca să-i meargă clientela. Văzând, Doamne, că e o prostituată frumoasă, vin și beau mai mult și el consumă și câștigă. Și în felul ăsta iau un salar să-i întrețin. Dar am citit în Scripturi că dacă te împotrivești păcatului până la sânge, ești iertat de Dumnezeu. Și îi scoate un papuc și îi scurge sângele din el. Și Antonie se miră și zice, da, cum lucrul ăsta? Simplu, părinte, zice. Așa cum știm să ne îndulcim de păcat, trebuie să ne știm să ne îndulcim și de suferință. Când pune un huligan din ăsta mâna pe mine să mă pipă, eu calc în cuiele din talpa pantofului și îmi trece de poftă. A rămas Antonie blocat, nici n-a mai avut cuvinte să vorbească. Și a spus, zice, părinte, nu știu dacă va fi plăcut asta la Dumnezeu, dar măcar să-mi văd copiii mari și pe urmă îi vedea ce îi face. A plecat ăsta cu desaga spre pustie, gândindu-se. Și a zis, Doamne, e posibil așa ceva? Și ce îi spune Dumnezeu, Antonie? Nu cele ce ai făgăduit, cele ce ai împlinit. Unii nu făgăduiesc nimic și fac totul, și unii făgăduiesc multe și nu fac nimic. Ei, în situația de față, altceva trebuie scos în evidență. Că dincolo de femeia pe care o privim noi, poate vopsită, poate cu o geană falsă, poate cu un ruj în obraz, poate cu un ruj pe buze sau cu un cercel sau cu un lănțișor, stă mama, gospodina, soția, femeia suferindă, femeia cu probleme, femeia cu greutăți, cu responsabilități. Ce face femeia când se scoală? Pune masa. Ce face femeia când se culcă? Ea doarme pe toți și face mâncare pe a doua zi. Ce face? Spală rufe, face lecții, face piața, calcă, mătură. Ea tot timpul are treabă. Ei, lucrurile astea nu se... cum să spun, nu se îndosariază, nu se inventariază, dar în momentul când nu este ea acasă, le zărești sau le simți absența. Ei, lucrul ăsta face parte din actul creativ al femeii. De aceea Dumnezeu i-a spus, și tu, femeie, vei zdrobi capul șarpelui. Deci, deși Eva s-a dus la pomul raiului și cum era curioasă ca profesoară de științe, că vrea și ea să știe tot ce e în pomul științei și a răului, a cunoștinței binelui și răului, a și luat și a și gustat. Dumnezeu i-a dat toate încercările posibile. Ce găsim? Găsim femeia izgonită din rai cu 3 blesteme după ea. Nu ușor. În durere să-ți naști fiii. Nu e ușor să naști un copil, nu știu. Poate să o spun o femeie care a născut natural, fără cezariană sau fără travaliu cu anestezie, când săraca nu mai știe prin ce dureri treci. Pământul să-ți dea spini și pălămidă, adică treci la prășit, întreține-l, fă-l productiv, fă-l roditor, pentru că na, noi l-am stricat cu neascultarea adamică. După aceea, să fii supusă bărbatului tău și ce e mai interesant e și spune și bărbatului Dumnezeu, să fie atras de ea. Adică i-a pus acel magnet în inima ei
ca bărbatul în fața femeii să se piardă, indiferent cât e de grozav, indiferent cât e de rege, cât e de împărat, cât e de conducător, cât e de general, în fața ochilor femeii sau în fața simțurilor sau zâmbetului se topește. Ei, i-a dat femeia acest talent ca în felul acesta să poată crea familia. Și consider, și aș face ca o mică paranteză la acest capitol, vindecarea elementelor acestea moderne venite din Occident spre noi, care se promovează acum, se va face nu prin lozinci sau ședințe sau legi sau parlamente sau povești din astea pământești, tot prin femeie. Dacă noi ne uităm la ce se întâmplă în societate, aș avea curajul să spun că femeile au devenit bărbătoase, dure, aspre, categorice și responsabile, în sensul că au pus cumva piciorul în prag în societate, băi, așa nu mai merge. Bărbații s-au efeminat foarte mult și mai au puțin să le vină ciclul menstrual, bărbieriți, epilați, parfumați, sprâncenați, vopsit, extrase coșurile, curățat unghiile, dat cu lac, neteziți, cremuiți, parcă sunt niște cocote masculine. Ele au devenit și femeia mecanic, și femeia tractorist, și femeia pe camion, și femeia polițist, și femeia judecător, și femeia avocat. Și e un defect să arăți că ești sensibilă ca femeie? Nu, e și un defect pe undeva, pentru că s-a schimbat sensul lucrurilor. Femeia devenind din nou feminină și sensibilă și drăgăstoasă și, cum să spun eu, cuceritoare, le va trezi din nou demnitatea masculină, din nou demnitatea bărbătească, din nou demnitatea de, cum să spun eu, de lider al familiei, ca bărbatul să-și intre în drepturi. Nu spun cu sentiment de ură, Doamne ferește, eu spun ce văd la spovedit. Bărbatul stă acasă în șomaj sau în concediu parental și soția face servici. Păi ce-i dai tu țâță la copil? Speli tu scute, ce, asta e treaba ta ca bărbat? Nu. Da. Du-te și produ acolo banul, du-te și muncește, adă ce trebuie în casă. Ia-i cloșca care încălzește ouăle și puii, nu clocește cocoșul. Ei, de ce spun lucrul ăsta? Tocmai aceste schimbări sociale au făcut și schimbările nefirești din noi și atunci automat s-a creat și dezechilibrul ăsta, care unii bal numesc boală, bal numesc curent, bal numesc modă, bal numesc drept al omului, ba libertate sexuală, nu e niciun fel. E un dereglaj al stării sufletești și o lipsă de prezența Duhului Sfânt. Deci femeia poate aduce înapoi Duhul Sfânt în societate și poate reda bărbatului starea cea din tâi, cea care îi se cuvine ca să o aibă ca bărbat. Atunci ai un bărbat demn când ții de o femeie de mână. Atunci ai un bărbat demn când este tată cu un băiat în cărucior. Atunci ai un bărbat demn când e cu sacoșele în mână de la piață. Atunci ai un bărbat demn când bate un covor. Atunci ai un bărbat demn când conduce mașina. Am văzut și lucrul acesta. Soția conduce și bărbatul stă în dreapta și întreb, dar nu conduceți? A, nu, că ea e mai vigilentă. Păi mă, în loc să aibă ocrotirea de la tine ca bărbat, tu o lași pe ea să te ocrotească. Foarte bine că o face. Dar dacă adorm bărbații bătrâni cu capul în poală și îi hrănim la sân, când îi mai facem din copii maturi? Adică, într-adevăr, rolul femeii este unul fundamental în societate. Maica Domnului, în timpul calvarului învierii, a mobilizat pe mironosițele femei care au mers pe drumul crucii în urma lui Hristos, că bărbații erau toți fugiți, spune Scriptura, ascunși de frica iudeilor. N-a rămas niciunul, ca niște lași. Spune că stăteau ascunși ca niște morți. Și totuși, Fecioara Maria mergea pe drumul crucii cu femeile și îl plângea pe fiul său. Iisus Hristos cunoaște gestul mamei, că doar o vedea. Era și Dumnezeu și om. Și ce le spune? Femeia ale Ierusalimului, nu pe mine trebuie să mă plângeți, pe voi și pe fiii voștri trebuie să vă plângeți. Dacă veți continua să creșteți în continuare o societate atât de recalcitrantă, incitată la ură, la poftă de sânge,
la răzbunare, la război, la durere, la suferință, nu veți putea merge înainte, veți dispărea ca oameni de pe fața pământului. Vă veți ucide între voi crezând că aduceți slujbă bună lui Dumnezeu, adică închinării idolilor voștri până la urmă. Că Mântuitorul Iisus Hristos ne arată clar când spune către femeia samariniană, că iată o altă femeie de calibru spiritual, care îi spune, zice, să nu spui că tu ești Mesia. Și spune, da, eu sunt. Femeia n-a mai stat la îndoială. Păi dacă ești Mesia, înseamnă că tu știi toate. Și s-a dus rapid în cetate și a spus, am văzut pe acela care știe toate. Și toată cetatea s-a convertit printr-o singură femeie. Nu mai vorbesc de femeile martiri, care au umplut sinaxarele, deci asta recomand cu precădere Vețile Sfinților Cinioare Evlavie să citească, și cu precădere aș alege, dacă ar fi să vorbesc, despre Sfânta Chiriachi, nu, Sfântul Chiriac și Iulita, Chiric și Iulita. Chiric avea 3 ani și Iulita era o fată tânără, avea pruncă în brațe. Și împăratul Igemonul îi spune la Iulita, uite, ai un copil așa de frumos, ești așa de frumoasă, nu-i păcat de viața ta? Viața mea trece, Hristos e veșnic. Și i-a tăiat capul cu sabia. Și l-a luat pe copilaș în brațe Igemonul și l-a dat împăratului și împăratul i-a zis, dar tu ești un copil micuț, avea 3 ani, Chiric. Ești un copil micuț, abia ai învățat să vorbești, abia știi ce-i lumea, nu-i păcat să mori. Uite, mama ta, dacă n-a ascultat, noi am pedepsit-o. Și copilul i-a băgat mâna în fața împăratului și l-a zgăriat tot obrazul. De ciudă, împăratul l-a izbit de un perete și copilul a murit pe loc. Ei, ce spunem noi la 20 de ani când un copil nu merge la biserică? E, încă-i copil, nu știe. E, dar încă-i tânăr, n-are minte. Dar ce-ai să răspunzi în fața Sfântului Chiric la judecată, când ăla la 3 ani mărturisea pe Hristos și l-a pocnit peste față pe împăratul păgân și este martir cu moaște întregi neputrezite în Sicrioaș acolo la Roma, în catacombe, și tu, dita mai omul la 30 de ani, 20 de ani, nu știi tatăl nostru, îngerașul și crezul. Deci ce este mama? Izvor de binecuvântare, izvor de credință, izvor de sfințenie, izvor de valori morale, izvor de valori spirituale, izvor de mântuire. Deci, iarăși, dacă mergem mai departe, femeia e o nestemată fără margine. Ce tip de femeie preferă bărbatul? Pe cea care reprezintă ușa spre rai, așa cum ne-a spus la început de discuție, ori pe cea care reprezintă poarta spre iad? Am să vă spun din experiența practică ceva. Vă dau și răspunsul teoretic, dar din teorie puțin se înțelepțesc, din practică mai mulți. Teoretic toți ne dorim o femeie bună și valoroasă, un bărbat bun și valoros. Utopia secolului 21. 70% divorțează și spun nepotrivire de caracter sau neînțelegere sau culpă comună, cum să folosesc termenii ăștia justițiari. Nu e adevărată nici una, nici alta. Amândoi suferă și amândoi sunt neîmpliniți și sărăniți și zdrobiți sufletește ca niște poame bătute de brumă sau ca când e o ploaie mare cu piatră. 30% încearcă să reziste în fondul acesta sufletesc dominant de negativism sub ideea că un copil trebuie educat bine, că o familie trebuie să aibă și răbdare, că în familie este și jertfă, că în familie este și suferință, că în familie este și îngăduință, că în familie este și toleranță și trecere cu vederea, și așa este. Dar cei mai mulți zic așa, dom'le, avem copii și nu putem să ne norocim familia, să stea copiii fără mamă și fără tată. E o gândire sănătoasă, e un mod de a gândi sănătos. Dar să știți că toți bărbații ar fi buni și toate femeile ar fi bune, și n-ar fi cazul niciodată de divorț sau de ceea ce numim noi ruperea familiei, dacă noi am luat puțin din ce? De la păsări, de la animale. Ce fac două păsărele? Întâi cară cu gura pământ și fac un cuibușor. Pun acolo câteva paie și apoi câteva pene, scot puișorii și îi cresc. După ce au crescut puii mari, e treaba lor. Ei, măcar atâta dacă am învățat de la păsări, că noi ne credem doctoranți, masteranți,
oameni universitari, că am absolvit o facultate, liceeni, că am absolvit un liceu, avem școli de gimnaziu, sau cum se numesc astea, primare. Da. Deci avem ceva, nu venim de pe punctul zero. Ei, dacă natura nu ne învață nimic, cerul le spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria, ce ar putea să ne mai învețe ceva bun pe noi în societate? Absolut nimic. De ce? Pentru că în momentul în care ăsta e punctul de plecare, de aici spun că nedreptatea se creează. Deci în momentul când, ce este familia? O unire liber consimțită între un bărbat și o femeie, nu, de bunăvoie. Doar nu vine cineva și spune, ia-o că te împuși sau ia-l că te împuși. Nu, de bunăvoie alegem. Ei, întrebarea mea este foarte simplă. Cu ce ochi ai privit-o astăzi când ai luat-o? Și unde sunt ochii aceia pe parcursul căsătoriei când deodată se schimbă fotolentila retinei și tu în loc de femeia frumoasă pe care ai adorat-o, ai umblat după ea, ai iubit-o, i-ai făcut complimente dulci, ai îmbrățișat-o, ai sărutat-o, i-ai dus flori, i-ai dus cadouri, deodată o vezi ca pe dușmanul numărul 1. Nu este vorba de răsucirea minții în contextul satanii care dezbină neamul omenesc și strică, dar dacă nu avem puțină credință, nu avem nici lucrarea Duhului. Pentru că Duhul este cel ce încheagă și lucrează. Că așa spune, trimite Duhul tău cel sfânt peste robul tău Ioan și peste roaba ta Maria, unește într-un gând, într-un trup și într-o voință. În momentul în care tu te-ai uitat la ea și ea a pus mâna pe mâna ta și Duhul Sfânt s-a coborât la taina cununiei, voi doi ați rămas lipiți pentru totdeauna. De aia și spune Scriptura, ce-a unit Dumnezeu, omul să nu mai despartă. În primul rând, faptul că iei decizia să te desparți este ca la pomul binelui și răului. Deja stai de vorbă cu dracul care îți spune, este și altă variantă, nu numai asta. Nu este altă variantă. Soția ta este fructul pentru care tu lucrezi și pentru care tu veghezi demnitatea ta bărbătească pe parcursul vieții. Noi spunem acum, și mie mi-e rușine și eu am această abatere făcută de-a lungul timpului, m-am ferit foarte mult să fac cununia a doua. Voi fi având vreo 4-5 făcute de-a lungul vremii. Le mulțumesc și celor care ne urmăresc în acest moment pe pagina noastră de Facebook. Mai avem timp de emisiune. Dacă aveți și întrebări, le puteți lăsa pe pagina noastră. Deci, am avut și eu câteva cununii de genul ăsta, dar în general m-am ferit. De ce m-am ferit? Pentru că spune așa, bărbatul căsătorit care lasă femeia sa și ia altă femeie, prea curvește. Femeia care este măritată și ia bărbat necăsătorit, prea curvește. Adică ce se întâmplă? Cununia e una singură. Înaintea lui Dumnezeu, odată se creează acest cuplu divin, bărbat-femeie, din care iese sămânța cea mai sănătoasă. Este și cununia a doua, nimeni nu o condamnă. Dar ea este o remanescență a unei lipse de înțelepciune sau lipsei gândirii duhovnicești la momentul oportun. Și mereu le spun când se întâmplă lucrul ăsta sau întâlnesc situații. Domnule, chiar nu există o situație din care să scoateți rău și să recreați înapoi ce a fost frumos? Nu. Vreau să știe că sunt bărbat. Prin asta nu o să-i demonstrați că sunteți bărbat. Sau spune doamna, nu. Vreau să-i demonstrez că sunt femeie. Prin asta nu o să-i demonstrați că sunteți femeie. Cum pleacă cei doi la drum? Pleacă cu următorul handicap, indiferent că vor să o recunoască sau vor să nu o recunoască. Eu vă spun ca cel care n-am fost căsătorit și privesc lucrurile din afară. Îmi vine foarte ușor să mă detașez și să fiu imparțial. Pun întrebări discrete, ca să-mi formez răspunsuri concrete. Și întreb, de câți ani v-ați despărțit? De 10. Dar zic așa, din când în când bănuiesc că tot vă pare rău că ați făcut pasul ăsta. Poate că era mai bine să nu-l fi făcut. Da, părinte, dar acum e prea târziu. El s-a recăsătorit. Deci ceea ce înseamnă că ea este o femeie liberă. Ea este o femeie care suferă și în inima ei acolo dorul ăla e rămas, ăla nu iese cu nimic, cum spune cânticul ăla, poți să pui apă din găleată,
toată ziua întreagă, că nu se stânge niciodată. Deci, jarul ăla rămâne acolo. Ea se căsătorește a doua oară, dar trăiește prin comparație. Nu vorbește ca primul, nu era ca primul, nu l-am iubit ca primul, parcă nu e așa bun ca primul, parcă nu e așa blând ca primul, parcă nu e așa harnic ca primul. Asta nu o spun, Doamne ferește, pentru a crea vreun context de genul bărbații acum să zică, ia zi mă, tu te gândești la cel din tâi? Nu. O spun că ele în inima lor au modul comparativ pentru că există comparația. Dacă n-ar exista comparația, atunci și sutura aceea interioară ar fi perfectă. Deci o haină pe care o rupi șocoș, ați văzut că sunt mai multe metode. Dacă pui petic, să vezi marginea peticului, dacă țești, să vezi un pic mai gros, dar urma rămâne. Chiar dacă nu mai este așa și asta, dar în momentul în care tu n-ai atins și materialul e murdar, l-ai spălat și l-ai călcat, el pare nou. Așa e și în viața de cuplu. Poate odată e mai rău, poate odată e mai bine, poate odată e mai greu. Într-adevăr, și aceste mari responsabilități ale nefricii de Dumnezeu au creat, ce vă spuneam, bărbații irresponsabili, lipsiți de demnitatea patriarhală. Un bărbat trebuie să-și arate bărbăția prin muncă, prin protecție, prin modul cum calcă, prin modul cum vorbește, prin modul cum își educă copiii. Am întâlnit bărbat, de exemplu, la spovedit, care l-am întrebat, zic, dar de ce fumează copilul dumneavoastră? Păi nu pot să-i zic nimic, că mi-a zis că dacă îi zic ceva, se sinucide. Ei nu spune, de când și până unde. Ia el într-o zi de aripă și spune, sinucide-te acum în fața mea să văd cum o faci. Și îl urechește un pic și el trebuie să știe că are o autoritate în casă. Pentru că educația face parte din formarea a ceea ce înseamnă viitorul de mâine a unei societăți. Și lucrul ăsta a spus-o Napoleon, n-am spus-o eu, marele împărat Bonaparte. Educația unui copil începe din pântecele mamei, Paisia Ghioritu, educația unui copil începe din timpul sarcinii, ca să vedeți că da, se suprapun și... Am mai găsit încă un filaret al Moscovei, dați-mi mame bune să vă dau creștini buni. Deci sunt indiscutabile valorile materne. Și mai ales că a demonstrat știința ce? Că copiii moștenesc inteligența mamei. Copiii moștenesc tot bagajul cultural și genetic de la mamă. Tata-i genă recesivă în contactul cu mama. Asta e o chestiune biologică. De ce vă spun lucrul ăsta? O mamă cu adevărat responsabilă, și sunt, slavă Domnului, că altfel n-ai avea, ați văzut acum, mie îmi crește inima cât o pâine, când am văzut și acum anunțuri, câți de 10 la bacalaureat, câte olimpiade internaționale, câți copii deștepți la tot felul de discipline și materii. Deci ceea ce dovedește că generația veche uzată, și aici îmi cer scuze, n-aș vrea să se supere careva, generația comunistoidă care nu și-a ars încă carnetul de membru de partid și încă mai gândește stalinist, este în scădere. Și se ridică și generația asta nebunatică cu tot felul de gărgăuni. Dar, domnule, cu inteligențe din acestea native, formate pe un sânge sănătos, adică pe o mini-selecție naturală, că nu e ușor să trăiești într-o lume a libertății aiurite, într-o lume a drogului, într-o lume a prostituției, într-o lume a libertinajului bolnav, într-o lume occidentalizată, fără paralele, fără bariere, fără anumite norme etice, adică cu ce prinzi din familie. Și dacă există la ora aceasta familii care fac față și dau asemenea copii, păi gândiți-vă un singur lucru, ce-i mai ușor? Să stai la terasă cu fete, cu băieți, prin parc, la distracție, la munte, la mare, sau să stai să tocești materii din astea? Ei, asta înseamnă că încă generația care vine are în ea feeling-ul acela a gena deșteptului, ca să spun așa. Adică nu suntem că mulți încearcă să zice România, o țară căzută. Dom'le, n-a căzut de nicăieri. Ea stă pe temelia munților Carpați.
Deci noi, încă cele trei regiuni mari, partea transilvană, moldovenească și muntenească, stau pe curbura Alpului Carpatic, să sprijinesc destul de bine, nu cad nicăieri. Noi trebuie să avem, să încercăm să ajungem cu picioarele pe pământ și să intrăm în cercul normalității acolo unde ne-i locul. Noi am pierdut un pic locul, am pierdut un pic direcția, adică ne trezim un pic așa câteodată că uităm unde trebuie să fim. Noi trebuie să fim cu picioarele pe pământ. Vorba aceea populară spune așa. Este o vorbă populară care Solomon, dacă nu folosești varga la timp, nu-ți iubești copilul, pentru că copilul se instruiește cât îi dea latul patului și nu dea lungul patului. Adică în momentul când mama le ia în brațe, știe de ce-i dă sân, în momentul când îl schimbă, știe de ce îl schimbă, în momentul când îl adorme, știe de ce îl adorme, în momentul când îi cântă, știe de ce îi cântă, când îl pișcă, știe de ce îl pișcă, când îl pune la masă, știe de ce îl pune la masă. Adică mama este instructorul desăvârșit. Am spus-o și o repet. Pedagog, sociolog, psiholog, psihiatru, agent maternal sau cum se numește, babysitter, toate calitățile, profesoară, dirigintă, tot ce vrei. Nimeni nu poate educa mai bine un copil decât mama. Mama, mie îmi place și mi-amintesc asta cu plăcere. Când eram mai mititel, nu-mi convenea. Mă punea ba să fac ceva curățenie prin o gradă, să aduc iarbă la gâște, la porci, la iepuri, să mătur, să spăl ceva. Dar numai eu? Ai să crești mare și trebuie să știi. Deci, vedeți? Trei vorbe într-o esență banală. Ai să crești mare și trebuie să știi. Și, într-adevăr, mulțumesc lui Dumnezeu că astăzi, datorită ei, care ia ca eu am 56, ea dacă ar trăi ar avea vreo 70 și ceva, nu știu cât, dacă mă pun să fac mâncare, o fac cu plăcere. Dacă mă pun să cost ceva, o fac cu plăcere. Dacă mă pun să pun ceva în grădină, o fac cu plăcere. Dacă am animale, o fac cu plăcere. Dacă am pământ, straturi, grădină, o fac cu plăcere. Dacă am albine, o fac cu plăcere. Orice. Și le-am învățat la țară, în ogradă. Nu s-au predat la institutul nu știu care. Deci lucrul ăsta este absolut necesar. Femeia este pedagogul desăvârșit. Deci cine crede sau expresiile astea bolânde, ca să spun așa, că femeia, că depravată. Până nu există depravați, nu există depravate. Pentru mine asta e lege fixă. Nu există, cum să spun, că la gramatică, când faci propoziția, subiect și predicat, nu, că altfel nu-i propoziție. Așa și asta. Nu mi-o fă tu pe ea prostituată până nu ai prostituații. Că dacă nu le-ar căuta prostituații, nu, n-ar exista prostituatele. Deci, sau mi-a venit într-o zi un băiat foarte interesant, el un tip fair play, așa de altfel. Și a spus, părinte, eu m-aș căsători, dar vreau o fată mare. Mă zic că am întâlnit ieri una de 80 de kilograme, îți place? A, părinte, râdeți de mine! Nu, mă, nu râd. Mi-ai spus că vrei o fată mare, parcă așa ai zis, nu? Nu, părinte, vreau să fie credincioasă, vreau să fie fecioară. Zic, acum mi-am adus aminte ce ai vrut să spui. Te rog, vino duminică de duminică la biserică și urmărește când se împărtășesc fetele. Și care ai, dintre cele care se împărtășesc, ai să vezi una care îți place, aia e fata care îți trebuie ție, mare, cum spui tu. Da, părinte, eu n-am timp, eu mă duc la muncă. Ei, duminica nu prea ai timp să muncești, zic, trebuie să fii în biserică. Că zic, bănuiesc că nu ești director la voi instituție care nu suferă amânare. A, nu, am mașina mea, fac transport. Ei, hai să facem așa fel duminica pântensori, să mai vezi și altarul, că să poți să alegi fata de care ai nevoie. A plecat el așa cumva zâmbind, nemulțumit, că el credea că eu îi spun, da, gata, du-te că te așteaptă după colț. Nu. În familie și în căsătorie lucrează Dumnezeu, Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Dumnezeu te luminează când meriți să fii luminat, că așa spune, tu, Doamne, luminezi pe tot omul ce vine în lume, ce te cheamă cu credință. Iisus Hristos a spus, pe cel ce vine la mine nu-l voi da afară, dacă cere cu credință îi dau și dacă caută află și dacă
bate ei, se deschide, iar Duhul Sfânt a spus așa, care pretutindeni ești și toate le împlinești. Nu există să cer ceva, să nu primești cât e Duhul Sfânt cu tine. Sunt și femei care se joacă cu mintea bărbatului. Acolo cine poartă vina mai mare? Nimeni femeia? Nimeni nu poartă vina. Am să vă spun un lucru. Știu unde ați vrut să țintiți problema. Merg pe proverbul care îl spuneam când am înainte de a începe emisiunea. În spatele unei femei puternice sau de succes stă și un bărbat de succes, pentru că într-adevăr așa este. Au fost femei care au schimbat istoria lumii, cum a fost Eva și Fecioara Maria. Au fost femei care și-au adus aportul la istoria lumii. Acum n-o să stau să vă spun toată pleada de doamne, basarabe și mușatine, care au crescut voievoz, da? Ne referindu-ne la habitatul românesc, și care au murit toate călugărițe în mănăstiri ca mame sfinte de voievozi români. Trec peste asta. Au fost doamne sfinte care au știut să nască și bărbați de luptă și călugări pentru mănăstire și slujitori pentru altare. Și aici mă legitimez și spun așa, că poate cineva va zice cu ce călugări și preoți sunt astăzi să mă lași. Da, după mamele noastre care s-au pervertit și ele un pic ca atunci când torni apa în vin și îl diluiez și îi scade tăria, scăzându-le lor virtutea femeiască, scăzându-le lor demnitatea feminină, a scăzut și valoarea pruncilor pe care i-au născut. Cum se spune la țară, cu ce fac ciobanii? Mă, ai vocăția care fată pui de urs? Și unul întreabă, și cum se fete cățeaua pui de urs? Ciobanii în munți, când dau stâni, instruiesc anumiți câini care știu să atace ursul și să-l scoată din stână și să-l ducă din fugă în pădure. Dar câinii aia sunt atât de instruiți că știu să se ferească de dihanie, să nu-i omoare, că ursul dacă îi scapă la un câine, un ala desfințat. Și acele cățele, mamele, femelele, puii care se nasc din acele cățele, sunt crescuți pe lângă mamele lor o vară în stână, ca ei să învețe de la mamă ce fac când vine fiara. Și aia să vând cel mai scump, îi caută toți ciobanii. Așa câine lup dresat care îl faci tu să ia bățul în gură, să sară gardul. Cum vedeți, poate și pe la armată, ăștia ce caută droguri. Ăștia sunt câini tehnici. Aia sunt câini naturali. Tu dormi. Dacă tu la câinele de comandă i-ai spus stai, ăla stă 3 săptămâni dacă nu-i mai dai altă comandă. Atâta știe, că așa e dresat. Dar ăla de urs, tu dormi în stână, te odihnești și el dă roata ocolului și veghează ascultând de unde vine fiara și o atacă singură fără comandă. E misiunea lui. Deci cam așa sunt și mamele. Când o mamă naște un copil bun, ăla nu o să fie niciodată nici BGD sau cum se spune, nici nimic, ăla e sănătos mental, pentru că mamă s-a l-a născut și știe că vrea de la el nepoți și urmași. Cum spun femeile serioase? Mă, când îmi aduci nepoți, ce vrei să stângă neamul? Vedeți, sunt niște lucruri care nu se comentează, adică sunt legi ale firii care nu țin de noi, depășesc eu nostru. Astea nu țin că vreau eu, hai să te instruiesc să fii șmecher, nu există așa ceva. Școala vieții se învață din mers. Ai pierdut odată 5 lei, înveți a doua oară să pui fermoar la portofel. Ai pierdut odată traista, înveți să-i pui baier, să o pui după gât. Ai pierdut odată portofelul, înveți să-l pui în sân. Deci astea se învață din pas cu pas. Ei, ori mama este acest instructor. Eu când eram copil, să vă spun o întâmplare de râs, îmi spunea bunelul meu, mă, să nu mergi niciodată pe marginea drumului. Și eu comentam și spuneam, bine, am să merg pe mijlocul drumului atunci. Și el se uita la mine și mă întreba, tu ești sănătos la cap? Zic, dar de ce mă întrebi? Păi, măi băieți, pe o parte și pe alta merg mașini. Pe mijloc, să știi că e dunga care îi face pe unii să nu se bage în fața altora. Explicația unui om cu 4 clase către nepotul lui de ce nu se merge pe drum. Că de la școală și până acasă erau 3,5 km și trebuia să mergi prin șanțul drumului, adică nu era la vremea respectivă încă trotuarul, dar era potecă bătătorită pe lângă gardul omului să nu ieși în șoseaua mare, prin, pe jos, cum se spune, pe marginea drumului. Și el îmi spune,
Un deștept poate să meargă pe mijlocul drumului, dar unul care nu-i deștept poate să treacă cu mașina peste el dacă nu respectă mijlocul drumului. Dar dacă mergi pe șanț, pe acolo mașina nu merge niciodată, că l-ai făcut pentru om. Deci, logica. Da. Ei, așa spun și eu. În momentul când ești făcut să te reprezinți pe tine și neamul tău, demnitatea stă în mâna ta și a mamei tale. Dacă pe mamă o interesează ca numele ei de femeie de plină să meargă mai departe, va crește numai niște fete destoinice și ca să fim super serioși. Acum bănuiesc că în viața dumneavoastră ați străbătut orașul ăsta în stânga și în dreapta. Ați văzut câte mame se mândresc cu fetele lor. Cu funcția, cu băieții, cu nepoții, cu realizările, cu casa, cu școala. Și ce spun? Mulțumesc, Dumnezeu, pot să mor liniștită. Da. Mi-am văzut toate visele îndeplinite. Ei, vedeți? O mamă poate trăi din vise chiar dacă le așteaptă o viață întreagă. Noi, care nu avem puțină credință și nu avem puțină evlavie sau nu avem puțină dragoste de Dumnezeu și puțină străduință, a, ne plictisim imediat. A, dar nu merge jobul ăsta, mă duc la altul. Nici n-ai terminat de s-a uscat cerneala pe curriculum vitae și ai auzit că dincolo se dă cu 3 milioane mai mult, îl lași pe ăsta și te duci dincolo, ca și cum tu ai fi expert în toate. Ei, nu se face nimic în viață fără răbdare. Femeia este izvor de răbdare. La o femeie, dacă îi numeri pașii făcuți prin casă o viață întreagă, înconjură pământul. La o femeie, dacă îi numeri gălețile de apă cărate sau mi-a plăcut odată expresia cuiva. Am întrebat ce faci? Fac o pomenire de 21 de ani lui mama. De 21 de ani? Zic, de ce? Zic, doar să faci până la 7 ani. De ce v-ați gândit să faceți la 21? A stat așa și m-a privit și a zis, părinte, am să-ți dau un răspuns, dar cred că nu o să-ți placă. Zic, sigur că dacă nu o să-mi placă, asta nu înseamnă că mă supăr. Dar vreau să-ți văd argumentul. Părinte, eu am plecat de la mama la 27 de ani din casa ei. În ăștia 27 de ani, ea mi-a pus de 3 ori pe zi mâncare pe masă. Eu, noi fi în stare 27 de ani să o pomenesc? Vedeți? Da. Ia fă 27 de ani, ori 365, ori 3. Să vezi de câte ori s-a dus femeia aia cu polonicul în oală și ți-a pus mâncarea sau mămăliga sau pâinea pe masă. Dacă merită respectul sau, cum să spun eu, merită atenția. Vedeți? Asta înseamnă educație sănătoasă. Altul ce spune? A, lasă-i încolo de bătrâni, s-or descurca ei. Lasă-i! Îs bătrâni, îi ducem la azil. Îs bătrâni, a, găsim un spital de paliative. Bine, nu ne punem noi contra anumitor chestii din societate care nu le cunoaștem. Dar adevărații părinți niciodată nu vor fi dezlipiți de copiilor până în clipa morții. Adică copiii vor fi lângă părinți până în ultima scânteie de viață, pentru că știu să-și respecte izvorul. Apa nu se întoarce niciodată la izvor, dar este nesecat fir care curge permanent, trece și curat. Un izvor adevărat nu o să-ți dea niciodată mâl, pietre, gunoaie, apă bâhlită, pentru că el este izvor. Foarte frumoasă această discuție. Sunt convinsă că așa, ca și mine, au înțeles și cei care ne-au urmărit foarte multe din această discuție și din această temă. Din păcate am ajuns la final de emisiune. Eu am pus mai mult accent și eu închei spunându-vă, am pus accent pe ceea ce înseamnă femeia din punctul de vedere al jertfei față de ea ca persoană, ca mamă, ca familie și ca orice în societate, adică tot lanțul. Adică dacă noi vedem în femeie numai calupul de pofte sau plăceri sau tot exhibiționismul ăsta predat gratis în lumea reclamelor, trebuie să știm că dincolo de femeia dezbrăcată stă un suflet divin și un izvor de toată bunătatea. Și ați condus discuția către cel mai potrivit mod până la urmă. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Alături de noi a fost și astăzi părintele Calistrat Chifan. Ne vedem cu părintele joia viitoare. Până una alta, de la ora 15 vă dă întâlnire colegul meu Valentin Huțanu, iar noi ne vedem mâine de la ora 13. Toate cele bune!